Un preot din Iași primește acatiste pe Facebook de la cei care se tem de infecția cu noul virus mortal. Părintele Dan Damaschin, cel care slujește la biserica din incinta maternității cu zavodă, primește pomelnice pe care le citește la slujbele oficiate în fiecare dimineață. În mai puțin de o oră, peste 120 de mesaje venite din partea enoriașilor au fost postate pe pagina de socializare oamenii cerând să fie protejați de coronavirus. Cei mai mulți își doresc sănătate pentru rudele aflate în Italia, acolo unde infecția a făcut deja victime. Părintele citește acatistele în fiecare dimineață la slujbele oficiate la Biserica Nașterea Domnului, începând cu ora 7.